Aș vrea să citim din multe locuri astăzi. Mi-am pus foarte multe semne aici în Scriptură. Dar vreau să merg repede și vreau ca ideile pe care le spun să fie bine înțelese. Vreau să vorbesc astăzi despre sectarism și despre împrăștiere, despre risipirea care există astăzi în lume, între oameni, între popoare, între creștini, în general, sunt acceptate ideile că trebuie să fie puncte de vedere diferite. E acceptată situația când unul gândește într-un fel, altul într-alt fel, respecti punctul de vedere al celuilalt, așa se spune, că trebuie respectat omul și nu-l deranjeze, lași pe el să gândească cu capul lui, tu gândești cu capul tău și poți să mergi așa până la moarte. Și se pare că așa este bine sau este acceptat că așa este bine. Dar de la început nu a fost așa și vreau să arăt așa cum o boală este descrisă, dacă căutăm pe internet sau într-un manual de medicină, o boală este descrisă în felul următor, cauzele bolii, felul cum se manifestă și tratamentul. Tot așa, risipirea aceasta, trebuie să vedem cauzele, trebuie să vedem felul cum se manifestă și trebuie să vedem tratamentul. Trebuie să o tratăm ca o boală. Nu putem să acceptăm ca și o manifestare a sănătății. Pentru că Domnul Iisus Hristos, prin apostolii săi, ne învață să aveți toți același fel de gândire, să nu aveți dezbinări între voi. Să nu fie separări, să nu fie secte, să fiți... În aceasta vor cunoaște oamenii, că sunteți ai mei, dacă veți fi una. Mă rog ca tot să fie una. Rugăciunea Domnului Iisus era aceasta. Mă rog ca tot să fie una. Pentru că Domnul Iisus a venit într-o lume în care era mare risipire. Și o să citez și de acolo, când a venit și a văzut gloatele, erau risipite, împrăștiate, ca o turmă fără păstor. Și ne-am putea întreba, pe erau gloată sau gloatele? Erau gloate pentru că în Galileea erau multe diviziuni, erau sirofenicieni, erau greci, erau evrei, erau de toate felurile de oameni. Și toți îl urmau pe Iisus. Dar el vedea ce era în inima lor și știa că sunt risipiți. Erau pe grupuri și pe grupuleți. O să ajung și acolo, dar vreau să citesc din Ezechiel 34. Să pornim de la cauzele acestei risipiri grozave care este între oameni. Dar înainte să citesc, vreau să amintesc ceva. Dacă citim Vechiul Testament până la capăt, dăm de Cartea Maleahi. Și acolo se încheie Vechiul Testament. Și istoric au trecut 400 de ani între Vechiul Testament și Noul Testament. Și găsim o mare diferență în Noul Testament față de Vechiul Testament. Vechiul Testament se încheie cu un templu reconstruit, un Ierusalim reconstruit și cu o minoritate de iudei care veniseră din Babilon înapoi, sub conducerea lui Ezra și a lui Nehemia, restabiliseră închinarea la templu și se închinau într-un loc și într-un fel, după voia lui Dumnezeu, lăsat prin Moise și ni se părea că totul e roz. Dar nu era foarte roz, pentru că în mintea lor, cei mai mulți n-au vrut să se întoarcă la Ierusalim. Evreii care au rămas în cele 127 de ținuturi ale împărăției medopersane, majoritatea n-au vrut să se întoarcă și s-a petrecut cu ei în lucru. Și-au justificat rătăcirea lor. Cea mai gravă boală aia care îi zice omul sănătate. Când o vede. Când zice, e bine așa. Și găsim în Noul Testament sinagogi diferite. Păi în Vechiul Testament nu găsim sinagogă. Unde? Când au apărut? Cei 400 de ani care au trecut. Citim textul și pe urmă analizăm puțin și biblic, profetic, istoric. Ezechiel 34. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește împotriva păstorilor sufletește al lui Israel. Prorocește și spunele lor păstorilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel, care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Nu întăriți pe cele slabe, nu vindecați pe cea bolnavă, nu legați pe cea rănită.
Și acum mare atenție. N-aduceți înapoi pe cea rătăcită. Nu căutați pe cea pierdută. Și le stăpâniți cu asuprire și cu asprime. Astfel, ele s-au risipit. Pentru că n-aveau păstor. Au ajuns prada tuturor fiarelor câmpului și s-au risipit. Turma mea rătăcește pe toți munții și pe toate dealurile înalte. Oile mele sunt risipite pe toată fața țării și nimeni nu îngrijește de ele, nici nu le caută. De aceea păstorilor ascultați cuvântul Domnului. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că oile mele au ajuns deja și sunt prada tuturor fiarelor câmpului din lipsă de păstor. Pentru că păstorii mei n-au nicio grijă de oile mele, ci se pășteau numai pe ei înșiși și nu pășteau oile mele. De aceea păstorilor ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe păstori, îmi voi lua înapoi oile din mâinile lor, nu-i voi mai lăsa să-mi pască oile și nu se vor mai paște nici pe ei înșiși, căci îmi voi izbăvi oile din gura lor și nu le vor mai sluji ca hrană. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate, așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nori și negură. Cuvântul la care trebuie să avem mare atenție este acesta, risipire. Oile risipite, oile împrăștiate, cei care ascultă de Dumnezeu fiecare în felul lui. Fiecare unul merge în stânga, unul merge în dreapta și se pare foarte ok că e așa. Matei, capitolul 9, versetul 36. 35 putem citi. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovedind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Acesta e cuvântul din Ezechiel, îl amintește. Oi fără păstor. Nu aveau conducere, nu mai gândeau la fel. Erau risipite, erau la oaltă. Galileea Neamurilor era numită, erau vreo 26 de cetăți grecești. Ce se întâmplase? A avut loc un proces de, în istorie este numit elenizare. Un proces de grecizare. Vedem în Scriptură, în Faptele Apostolilor, chiar în adunarea din Antiohia, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea hranei de toate zilele. Din ce cauză? Era un conflict mognit acolo. Era un conflict între elenizatori, cei care vroiau ca evreii să vorbească grecește și vedeau avantajele lumii respective. Și chiar ei nu mai vorbeau decât grecește. Și evreii care țineau la templu, țineau în Iudeea nu era nicio cetate grecească. Și nici nu prea scrie despre sinagogi că ar fi fost în Iudeea, mergeau la templu, în Ierusalim mergeau la templu. În Galileea și Domnul Iisus mergea în sinagogă, pentru că acolo îi putea învăța. Străbătea cetățile și mergea în sinagogi. Dar erau sinagogi în care se vorbea și grecește. Erau evrei care vorbeau grecește. Diaspora era plină de evrei care vorbeau grecește. Cum s-a întâmplat acest lucru? O să arăt istoric puțin, dar înainte de asta, o situație care o găsim în Faptele Apostolilor 6 cu 9. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod. Unii din sinagoga numită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbeau. Ce se întâmplase? Era la modă să fie multe sinagogi. Problema nu era că erau multe sinagogi, problema era că erau diferite în gândire. Până astăzi e așa. În Ierusalim, nu știu câte 100 de feluri de sinagogi sunt. Este și o vorbă la evrei unde doi evrei trebuie să fie trei sinagogi. Sau este gluma aceea cu biserica la care nu mă duc. Cu Robinson Crusoe, creștin, care s-a dus pe insulă și a făcut două biserici. Și când a fost găsit, ce ți-ai făcut două? Păi la asta mă duc și aia la aia nu mă duc. Risipirea aceasta a minții a fost un proces care a venit din idolatrie. Trebuie să le înțelegem. Și acum fac această
incursiune istorică, nu înainte să recitesc ce am citit duminicile trecute, Zaharia 1 cu 19, am ridicat ochii 18 și m-am uitat și iată că erau patru coarne, am întrebat îngerul care vorbea ce înseamnă coarnele acestea și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Am meditat mult acum. De ce? Cum adică coarnele au risipit? Coarnele sunt cei diadohii, urmașii lui Alexandru cel Mare, ceea ce Scriptura nu ne mai arată, dar ne arată istoria. După Maliahi, a urmat 100 de ani încă de Imperiul Medo-Persan. În anul 333, Imperiul Medo-Persan, conform profeției lui Daniel, a fost cucerit de Alexandru cel Mare, cornul țapului de la Apus. Și la moartea lui Alexandru, conform profeției lui Daniel, când a ajuns puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare, țapul. Țapul, adică Grecia, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mici. Și aceste patru coarne mici le vedem aici în Zaharia 1 cu 19. Acestea sunt coarnele. Ce au făcut aceste coarne? Au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalimul. Imperiul mare, Medo-Persan, care se întindea din India până în Etiopia, a fost împărțit în patru. Și istoria ne arată, Imperiul Ptolemei, capitala Alexandria, oraș înființat de Alexandru cel Mare, oraș în care mărturile istorice și arheologice arată că un sfert din oraș era repartizat evreilor. De aici vine sinagoga alexandrinilor. Era așa de renumită comunitatea evreiască din Alexandria, încât acolo s-a făcut Septuaginta, s-a tradus Vechiul Testament în limba greacă. Au făcut o sinagogă așa de renumită, încât spun istoricii antici, că evreii se lăudau, ziceau că cine n-a văzut sinagoga din Alexandria, n-a văzut slava Dumnezeului lui Israel. Era o clădire care era la concurență cu templele păgâne. Templele păgâne ce erau? Închinări la demoni. Nu vreau să fiți împărtășe cu demoni. Cine se închină la idoli, se închină la demoni. Și pentru că erau multe feluri de idoli și se închina unul la prosperitate, altul la naștere, altul la război, altul la vin, altul la nu știu ce, erau multe feluri de gândire. Evreii au luat de la păgâni moda templelor și au făcut temple. Până la Maliahi nu găsim nicio sinagogă. În Noul Testament e plin. Și în Israel, și în Galileea, și în diaspora, și peste tot. De unde această modificare? După moartea lui Alexandru cel Mare, 100 de ani, Ierusalimul a fost stăpânit de regatul de sud. Găsim și aceste lucruri în luptele pentru Ierusalim, descrise în cartea Daniel, poate o să vorbesc altă dată, mi se pare că în capitolul 11, împăratul de sud, împăratul din nord, a fost cucerit după încă vreo aproximativ 100 de ani, cifrele nu le pot da acum, de regatul de la Seleucid. Deci împărăția Seleucidă de la nord, care avea capitala la Antiohia, au cucerit Ierusalimul și pe urmă au fost smeriți de romani, pentru că romanii prin anul 64 au nimicit Imperiul Seleucid. Toate erau imperii grecești. Toate erau stăpâniri grecești. Cele patru coarne. Și ce scrie aici? Foarte frumos, profetic, zice, coarnele acestea care au risipit pe Iuda, pe Israel, Ierusalimul, nu le-au risipit atât de mult geografic, cât le-au risipit în capul lor, ideologic. Le-au spus, e bine să gândiți așa, e bine să vă faceți sinagogi și aici, și aici. Se certau și între ei, se certau și cu alții. Și în moda aceasta, ceartă de vorbă, când Ștefan a început să vorbească, egal că făcea multe minuni, egal că ei au început o ceartă de vorbă cu Ștefan. Din sinagoga numită a izbăviților, alte sinagoga cireninilor, alta alexandrinilor. Asta făceau toată ziua, se certau și să găsim peste tot. Era la modă lucrul acesta, să se certe. Dar rămân puțin la Zaharia 1. Domnul mi-a arătat patru fierari și eu am întrebat ce vor să facă aceștia și el a zis, aceștia vin să sperie coarnele care au risipit pe Iuda de n-a mai putut ridica nimeni capul. Fierarii aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor care au ridicat cornul împotriva țărului Iuda ca să-i risipească locuitorii. Trebuia ca la venirea Domnului Iisus, coarnele neamurilor, adică cele patru coarne ale împărăților, ale elenizării, să fie tăiate. Și într-adevăr, Domnul Iisus a venit pe vremea lui Cezar August. Și Cezar August a nimicit ultima împărăție grecească, ultimul corn. Prin bătălia de la Actium a nimicit Grecia definitiv și a instaurat Imperiul Roman. Au speriat coarnele. Roma
nu zice că le-a distrus, pentru că grecii au fost la putere încă tot Imperiul de Răsărit vorbea grecește, dar le-au speriat, le-au smerit, le-au luat puterea. Încât atunci când Domnul Iisus a venit în lume, era Pax Romana, era Pacea Romană, se putea călători timp de aproape 100 de ani. Pe vremea apostolilor era ceva extraordinar. Puteai să călătorești Schengen. Încât... Cum? Schengen. Da, era Schengen, era spațiul Schengen, exact, mulțumesc. Dacă, bine, sunt multe exemple. Era, de exemplu, cu Galion, guvernator al Haiei, un roman, frate cu Seneca, și când iudeii au început să se certe între ei și să nu lase pe Pavel să vorbească, Galion zice, dacă ar fi vorba de ceva, v-aș asculta, dar așa le da pace. Pentru că Dumnezeu rânduise ca aceste coarne ale neamurilor, această putere a divizării care a fost grecii și gândirea lor filozofică să fie smerită, să fie coborâtă. Dar pe vremea Domnului Iisus, când Domnul Iisus a venit în lume, erau la putere divizările. Și nu atât de mult divizările dintre iudei, cât divizările dintre iudei și iudeii care vorbeau grecește. Pe care îi numește la un moment dat greci. Și nu mai este nici iudeu, nici grec, nici parte bărbatească. Cuvintele acestea le găsim pentru că erau niște diferențe atât de mari și atât de copleșitoare că ei tot timpul se certau între ei. Fusese răscoala macabeilor, răscoala iudeilor împotriva acestei influențe grecești, să păstreze iudaismul pur, și vine Iisus care nu ține nici partea iudeilor, nici partea grecilor. Vine Domnul Iisus în lume și vorbește cu o femeie samariteancă, merge în părțile Tirului și Sidonului, la fenicieni, la sirieni, vindecă robul unui sutaș, face niște lucruri care ei nu le înțelegeau. Și totuși le spune clar, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Ei nu înțelegeau, pentru că ei credeau că Mesia va veni pentru Israel, îi va face pe ei puternici, îi va scăpa de romani, și așa nu vedeau că Dumnezeu își întinde dragostea pentru ei peste toată lumea. Nu înțelegeau semnul lui Iona. Nu înțelegeau tragedia lui Iona, care nici el n-a înțeles că Dumnezeu vrea să mântuiască și pe Ninive. Nu înțelegeau multe și de multe ori cea mai grozavă închisoare în care stă un om sunt propriile gânduri și propriile neînțelegeri. Mergem mai departe. Când Domnul Iisus a venit în lume, a întâlnit o societate profund divizată. Evreii, o mare parte din ei vorbeau grecește, nu vreau să știe, erau altfel decât cei din Ierusalim. În Ierusalim era, chiar Domnul Iisus a avut un ucenic, Simon Zelotul. Erau zeloți, erau aia care luptau pentru templu, erau aia care luptau pentru puritatea templu. Să nu baci cumva un străin în templu, să nu baci pe greci în templu, Doamne ferește. Găsim această problemă. Și în mijlocul acestui lucru a venit Domnul Iisus care, prin apostol zice la un moment dat, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Noi nu dăm seama ce grav lucru însemna pe vremea aceea să zici că nu e nicio deosebire între iudeu și grec. Din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu e nicio deosebire între iudeu și grec. Iudeul are avantajele că are cuvântul lui Dumnezeu și îl cunoaște. Dacă ar fi să transpunem astăzi, în vremurile noastre, e ca și cum mai spune, nu e nicio deosebire între pocăit și ortodox. Nu e nicio deosebire între pocăit și catolic. Și aș putea spune că nu e. Pentru că sectarismul îi mână și pe unii, sectarismul îi mobilizează și pe alții. Dacă ar fi după cuvânt, ar renunța toți la numele și la etichetele cu care se laudă și cu care se își pun, cum să zic, cătușe la picioare. Pentru că sub spatele acelei etichete e un conformism și o comoditate de gândire că nu mai gândești nimic, nu te interesează, că tu ești apărat la Dumnezeu, te duci cu eticheta. Asta e o tragedie a fiecărui om. Când se ascunde în spatele unei etichete, cuvântul nu-l cercetează, de Dumnezeu nu-i frică, în fața cuvântului nu stă. Meditam într-o zi săptămâna trecută la cuvântul acela. Înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și mângâieri sau desfătări veșnice la dreapta ta. Acum, dacă știm limba lui Dumnezeu și limbajul acesta al pildelor, fața lui Dumnezeu este cuvântul său. Înaintea feței tale, cine stă cu ochii în cuvântul lui Dumnezeu, are bucurii nespuse. Cine nu,
cum era David. Cine nu are cum să aibă bucurie, că stă cu ochii într-o etichetă, nici la aia. Am întrebat pe cineva, acum la voi la biserică, zice, dar stați că nu știm unde mergem la biserică. Îți lupte, sunteți binari, sunteți la de afară. Da. Mergem, mers 3 ani la unul într-un loc, 7 ani în alt loc. Nu mai știu vieții oameni. Dar înaintea feței tale, zice, sunt bucurii nespuse. Desfătări veșnice la dreapta ta. Hai să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu și mergem mai departe. Mai am câteva texte de citit. Despre această unire pe care Domnul Iisus a făcut-o între evrei și neamuri, e subiect vast. Apostolul tratează cu extrem de amănunțit când spune, vă amintesc doar aceste lucruri, a făcut din cei doi unul, a risipit zidul de la mijloc, care despărțea zidul dintre evrei și neamuri. Din doi a făcut unul. Roman 3:9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. E pus aici standardul omenesc și standardul divin. După standardul omenesc, fiecare din grupurile în care se găsea, zice, eu sunt mai bun ca toți ceilalți. Eu sunt la Alexandrin, eu am cea mai minunată sinagogă, noi avem cea mai puternică comunitate, la noi s-a tradus Biblia în limba greacă, noi suntem răspândiți, toată lumea știe, avem un cont în templu foarte bogat. Cine știe cu ce se laudă omul pe sine? Și vine și zice cuvântul, fie iudei, fie greci sunt sub păcat. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Cine se laudă cu sinagoga, lui n-are pricepere. Nu este niciunul care să caute, și uitați-vă standardul lui Dumnezeu, cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Păi de ce nu-l caută? Păi are sinagoga lui. Au templu. Uite, Doamne, ce templu și ce ziduri. Hai să vedem, poate te sensibilizăm, te facem să fii și tu impresionat, măcar, hai că de sinagogă nu ești impresionat, dar măcar de templu. Deci hai să vedem ce o să zică când o să vadă templu. Și când au trecut muntele și s-a văzut templu, nu, Doamne, ce părere ai? Ce crezi tu despre asta? Și vine Domnul Iisus și spune, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi rezidi. N-a fost nevoie să-l dărâme, l-au dărâmat romanii. Dar el vorbea despre templul trupului său. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebni. Nu este nici unul care să facă bine, nici unul. Păi, între toți ăia care erau, între atâtea feluri de sinagogi, nu era niciunul care să facă bine. Nu erai tu de acord cu niciunul? Păi ce treabă e asta? Măcar cu unii să nu fie de acord. Stai și tu în banca ta, fii de acord cu unul și mergem înainte că nu ne certăm unii cu alții. Probabil era și alianța evanghelică a sinagogilor fericite. Gârlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Nu mă duc mai departe pentru că e ca și partea aceea cu descrierea unei boli, ca și fotografiile de pe pachetele de țigări. Mă duc să văd dacă păstrez, dacă reușesc să-mi găsesc ceea ce mi-am notat. Dar arăt această divizare care exista pe vremea apostolilor și cum trata Dumnezeu, prin înțelepciunea pe care a pus-o apostolilor, cum trata această divizare. 1 Corinteni 1:22. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. În mediul acesta puternic divizat și puternic risipit pe care Domnul Iisus l-a găsit și pe care apostolii, în mijlocul cărora apostolii au trebuit să lucreze, vine și spune, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Ceva nou. Nu luăm partea nici iudeilor, nici grecilor. Ceva complet nou. Cum ar fi astăzi, tu ce ești? Ești de acord cu ăia sau cu ăia? Cum te definești pe tine? Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Cândva, acum vreo 50 de ani, pe multe anvoane scria lucrul acesta, acum nu mai scrie, pentru că ar fi o minciună. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Era așa de disprețuit
că îți întorceai fața de la el. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Când venea o suferință nouă, nu era ceva străin, ceva cu care nu era obișnuit. Om al durerii, așa cum s-a citit din 2 Corinteni, cum a citit fratele Andy, despre suferințele apostolului Pavel, era obișnuit cu ele. Când venea o suferință nouă, zicea, nu e nicio problemă. Nu îi se strica mintea, cum cred mulți, că dacă ne întristează sau ne... Ăsta, acum o să facem dereglare neuronală și vai de mine ce o să pățim. Cine e obișnuit cu suferința, cine are Duhul Domnului Iisus, se regăsește în lucrurile acestea și se bucură și se întărește. 1 Corinteni 11, 12. După cum trupul este unul și are multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi. Și toți am fost adăpați într-un singur Duh. A fi al lui Hristos este altceva decât a fi iudeu sau grec. Este a fi al lui Hristos. Iudeu și grec nu este nimic. Și versetul Romani 10 cu 12. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă. Aici deja vorbește despre iudeu și grecul creștin. În adunare nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Pentru că toți au același Domn. Înainte vorbea, a fi iudeu, a fi grec nu este nimic. Mai mult, zice, tăierea împrejur nu este nimic. Și explică, băi, dacă tăierea împrejur nu e nimic, de ce l-ai tăiat împrejur pe Timotei? Pentru iudeu, tăierea împrejur, dacă păzește legea, reprezintă ceva, e un semn exterior. Dacă păzește legea. Dar pentru neamuri să se taie împrejur, era o problemă foarte mare. Una din probleme era așa de mare că cei care, am citit un articol pe Enciclopedia Britanică, că activitatea acestor evrei vorbitori de greacă printre oamenii din jurul lor era așa de puternică, făceau așa de puternică evanghelizare, cum zicem noi astăzi, își căutau un tovarăș de credință, că Domnul Iisus vine și critică această evanghelizare. Ce vai de voi, că voi faceți, că înconjurați marea și pământul să vă faceți un tovarăș de credință. Nu e acolo, un prozelit în original, nu e tovarăș de credință. Și faceți din el un fiu al Genei de două ori mai rău decât voi înșivă. Și într-adevăr, mărturiile istorice spun că până la 10% din populația Imperiului Roman avea moștenire de gândire iudaică, pentru că erau mai mulți prozeliți și decât evrei în Imperiu. Chiar era influența, mergea până la curtea împăraților. În Roma erau 50.000 de evrei, în Alexandria erau evrei și prozeliți. În Alexandria erau un sfert din oraș. Aveau o influență foarte mare. Nu era o minoritate acolo disprețuită. Era o minoritate influentă. Atunci când apostolii au ajuns, conflictul acesta era foarte mare între iudei și greci. Încercau să-i facă iudei, dar era o problemă pe care grecii nu acceptau. Tăierea împrejur. O chestie care... Nu puteau înțelege, mai ales că grecii obișnuiau să facă jocurile de obște în care luptătorii luptau goi și se vedea semnul tăierii împrejur. Și asta era un handicap. Din acest motiv, foarte mulți care citiseră scrierile lui Moise, acceptaseră Dumnezeu, un singur Dumnezeu, nu se închinau la idoli, nu-și făceau tăierea împrejur. Acești oameni se numeau temători de Dumnezeu. Mai era un aspect. Cine sluja în armată, chiar dacă citea și pe Moise și așa, nu putea să se facă evreu, pentru că a fi evreu pretindea să nu mai te închini la idoli. Și era cultul împăratului deja, care Cezar s-a declarat împărat, avea altar și trebuia să pui tămâie acolo. Și cultul împăratului, dacă vă amintiți de Naaman Sirianul, și el își cere iertare de la Elisei, știi, eu o să mă duc la templu cu stăpân, eu vreau să mă închin numai la Dumnezeul lui Israel, dar
Jrază-mă împăratul, mâna pe brațul meu și trebuie să mă duc cu el, ce să mă ierte. Deci Elise, du-te. Ce să ierte Domnul. Deci era conștient că este un Dumnezeu care vindecă puternic, dar totuși nu vrea să-și piardă privilegiile. Ca să nu-și piardă privilegiile, evreii care grecii care acceptau iudaismul sau cei din Imperiul Roman care acceptau iudaismul, nu se teau împrejur. Acești oameni erau numiți temători de Dumnezeu și erau foarte mulți. Dacă vedeți, găsim în Scriptură temători de Dumnezeu. Deci se temeau de Dumnezeu, dar nu acceptau semnele exterioare. Era practic un pământ afânat pentru Evanghelie, pentru că a venit Domnul Iisus și apostolii au ajuns cu Evanghelia și au spus: nu este nevoie să vă tăiați împrejur. Este o tăiere împrejur a inimii. Iudeu nu e ăla pe din afară, ci iudeu este cel care este iudeu înăuntru. Fai, când o citit ei asta, că nu mai trebuie să fii tăiat împrejur, au crezut în Hristos, pentru că Dumnezeu a pregătit terenul chiar din această risipire pentru a-i face să adune, zice, într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Risipirea pe care a făcut-o filozofia greacă și acum recapitulez puțin, a făcut-o idolatria greacă, pentru că idolatria greacă era panteonul acela, o mulțime de idoli, încât preocuparea lor era care are dreptate. Atunci când Pavel a ajuns la Atena, zice că unii din filozofii epicurieni și stoici au început să discute și el nu a fost de acord cu niciunul. Acum, citind scrierile stoicilor, când îl citim pe Seneca, am zice, măi, asta e parte din Evanghelie. Reprimarea poftelor, înfrânarea poftelor, trăirea unei vieți modeste, unei vieți merite, fără excese. Asta spuneau stoicii. Seneca a fost stoic. Și de ce n-a fost de acord Pavel cu stoicii? Era o școală de gândire. Pentru că izvorul gândirii lor nu venea din Hristos, nu venea din planul veșnic al lui Dumnezeu de a aduna într-un singur trup pe copiii lui cei risipiți. Și de aceea, atunci când unii propovădeau stoicii, propovădeau înfrânarea, epicurienii propovădeau plăcerea. Scopul vieții este desfătarea. Noi trăim într-o filozofie epicuriană astăzi în lume. Toată lumea urmărește plăcerea și fuge de durere, fuge de necaz, fuge de muncă, fuge de smerire, fuge de nu cumva să-i scadă steaua, nu cumva să îi dai de lucru ceva sub calificarea lui. Se înjosește într-un fel. Ok, e corect. Chiar și cuvântul are niște specificații acolo împotriva. Chiar un rob nu avea voie să-l înjosești. Dar cât privește acest subiect al temătorilor, îl găsim foarte, foarte mult în Noul Testament și a fost printre cei care au crezut. Corneliu a fost temător de Dumnezeu. El era, nu era tăiat împrejur. Nu era nici măcar. Prozelit ar fi fost, dacă ar fi fost tăiat împrejur, ar fi fost numit prozelit. Dar pentru că se temea de Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu și așa mai departe, era numit temător de Dumnezeu și a fost ales de Dumnezeu ca prin el să înțeleagă apostolul Petru și ceilalți că Evanghelia a ajuns la neamuri și cei din Ierusalim. Cred că mi-a mai rămas un loc unde n-am citit. Coloseni 3 cu 11. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici cit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Cred că am terminat versetele care am avut să le spun. Hristos este totul și în toți. Noi trăim o moștenire a acestei risipiri. Moștenirea aceasta se numește sectarism. E ok să îți zici într-un fel sau altul, să ai o religie, tu ești ortodox, tu ești catolic, eu sunt ortodox. Este de cele mai multe ori o scuză pentru a nu căuta cu tot din adinsul pe Dumnezeu, așa cum spune la Romani. Religia este pentru foarte mulți oameni o etichetă, un slogan, un prapor,
un banner în spatele căruia defilează și se ascunde, ca să-ți explice dacă vrei să-i spui ceva din Scriptură, dacă vrei să-l aduci la pacea și la dragostea și la mângâierea pe care o dă credința, el îți explică de ce nu crezi. Tu ești altfel. Dar zice cuvântul așa, renegând păgânătatea și poftele trupești. Primul lucru pe care trebuie să-l renegăm noi, și această renegare trebuie să fie vizibilă, este păgânătatea. Și astăzi, idolatria se arată sub formă religioasă. Pentru foarte mulți, cultul este un idol. Fratele Moldoveanu a vorbit odată cu fratele Dinu și zice, du-te acasă, i-a zis fratele Dinu și ne-a povestit, și roagă-te să vezi care e idolul la care se închină creștinătatea de azi. Și mă, m-am dus acasă și m-am rugat și mi-am amintit într-o seară, stăteam și mi-am zis, idolul este cultul. Doamne, el are cult. Tu n-ai treabă cu el. Nu poți să-l clintești pentru că îți va arăta idolul lui. Defilează cu el. Dar întrebarea și vine întrebarea lui Dumnezeu. Caută cu tot din adinsul pe Dumnezeu? Aici nu mai este nici baptist, nici ortodox, nici penticostal, nici catolic. Și Hristos este totul și în toți. Acești oameni care au mai înființat un cult anul ăsta, nu rușesc când citesc în Scriptură că mă rog ca tot să fie una? Scrie în Scriptură lucrul ăsta. Domnul Iisus, pentru asta se roagă și asta mijlocește. Și zice, va zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut a picioarele lui. Și șarpele încă defilează fericit. Nu a fost făcut așternut al picioarelor noastre. Zice, voi scălca peste șerpi, peste pui de năpârci, peste șerpi și așa mai departe. Dar când șarpele se ridică și încă defilează, noi ne-am făcut slujba, ne-am încheiat misiunea, ar trebui să defilăm fericiți sau ar trebui să ne fie rușine? Mă uit ca la niște copii fără minte când îi văd cu câtă fericire declară că a mai înființat un cult, ce bine, în sfârșit adevărul a ieșit la suprafață. Asta aș spune dacă ar urmări adevărul, dar urmăresc numai pântecelor. Cam aceasta este originea sectarismului și a risipirii. Se trage din pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu pentru păcat, poporul evreu, care a fost risipit geografic și apoi a fost risipit în sufletele lor, încât chiar dacă erau la Ierusalim, nu aveau în ei Duhul lui Hristos, Duhul Mielului, Duhul Unsului, Duhul aceluia care trebuia să vină și nu l-așteptau. Din potrivă, găsim cei mai mari profeți și cei mai puternici profeți ai lui Dumnezeu în Ierusalimul lepădat dinainte. În Israelul lepădat dinainte. În cele 10 seminții îl găsim pe Ilie, îl găsim pe Elisei, îi găsim pe cei prin care Dumnezeu ne-a dat exemple de cum să trăiești. Drept într-o lume strâmbă. De cum să trăiești, să fii al lui Hristos într-o lume în care îi un puhoi în care toți defilează cu eticheta lui, cu sloganul lui. Deci, ținând sus cuvântul vieții. Cine e al lui Hristos, ține sus cuvântul vieții. Cine nu e al lui Hristos, discutam aseară cu musafirii care au fost la noi și eu zic, eu acum o să vă supun la un test. Și le-am citit, i-am întrebat, voi știți ceva despre omul din Baal Shalisha? E un text destul de obscur din Vechiul Testament, dar dacă e o învățătură extraordinară. Nici n-au zis-o. Erau trei persoane. Și le-am citit textul și greu și-a amintit la urmă, când au fost înmulțite pâinile. A ține sus cuvântul vieții înseamnă a defila cu cuvântul vieții. Nu cu eticheta risipirii. Cam acesta a fost cuvântul de astăzi și Dumnezeu să ne dea acest discernământ și această putere, pentru că e nevoie de putere de a rămâne lipiți de cuvântul vieții. Amin.